Bună ziua, suntem la Iași, la interviurile Temeraria și vorbim cu doamna Angela Achiței, președinte Fundației Alături de Voi România. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Aș vrea să vă întreb acum, de unde ați pornit? Păi am pornit în urmă cu 17 ani. De fapt, noi am fost înființați de către o organizație americană, Holt International Children's Services. Eu lucram pentru acea organizație inițial ca asistent social, după care am fost coordonator de programe. Și în momentul în care ei au finalizat proiectul în România, pentru că era finanțat prin Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, s-au gândit ei că ar fi frumos să înființeze două organizații române și practic să ducă mai departe misiunea și ceea ce făcuse ei în România până la acel moment. Și atunci una din organizații a fost Fundația Alături de Voi România și mi-au propus să vin pe poziția de director executiv. La vârsta mea de atunci, mi s-a părut așa o provocare foarte frumoasă, 25 de ani. Am zis, de ce nu? Hai să încerc. Mi-a plăcut provocarea și, practic, am fost primul angajat la Fundația Alături de Voi România. La 3 luni am preluat și 3 asistenți sociali, respectiv un contabil, și am început să dezvoltăm programe în domeniul HIV-SIDA, în special servicii sociale, servicii educaționale. Am avut și un buget de început, 20.000 de dolari, care ne ajungeau așa cam pentru 6 luni, dar am scris multe proiecte și am reușit și am crescut așa în timp. Ați reușit mai mult decât ar fi fost de așteptat, pentru că ați început cu o întreprindere, ați început cu asistență socială, să oferiți servicii de asistență socială, iar acum sunteți unde? Suntem, de fapt, o întreprindere socială de inserție. Practic, în 2008 am început să creăm locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Noi ne pregătim să-i ducem pe piața muncii, dar a venit criza economică și n-am reușit să angajăm nimic pe piața muncii și atunci ne-am supărat noi așa foarte tare și am zis că îi angajăm pe toți la noi. Și fără să ne dăm seama, de fapt am început să facem economie socială, că după aia am aflat noi conceptul acesta. Noi, practic, am răspuns unei nevoi. N-am făcut așa ca la carte, cu un plan de afaceri, pur și simplu ne-am uitat să vedem ce pot face beneficiarii noștri și cum găsim cumva și piață pentru produsele și serviciile noastre. Și a fost o mare provocare, pentru că, deși eram noi foarte mândri așa că, uite, facem produse realizate, chiar așa și le promovam, persoane seropozitive HIV fac produse și servicii care sunt cerute pe piața muncii și am început să facem costume de carnaval, făceam tipografie, arhivare, fizică, legătorie manuală, la Constanța aveam la fel croitorie, la Târgul Mureș aveam și confecționari lumânări decorative, lumea nu cumpăra. Și atunci, întrebând în stânga și în dreapta de ce nu cumpără, ne-au zis așa mai voalat, că le-ar frică să nu se infecteze, pentru că erau făcute de persoane seropozitive. Și atunci am zis, gata, schimbăm strategia. Și am promovat că facem produse și servicii făcute de persoane cu dizabilități. Și iarăși lumea nu cumpăra. Și a fost așa ciudat. Și iarăși, întrebând în stânga și în dreapta, ne-am dat seama că, de fapt, percepția oamenilor și a companiilor față de calitatea produsului sau serviciului era o percepție greșită, deformată, pentru că ei aveau senzația că aceste persoane nu pot să facă produse care sunt competitive pe piață, pentru că ei au văzut așa în mall-uri, în spații publice, făcute felicitări, făcute tablouri, făcute chestii handmade mai mult decât ceea ce făceam noi, servicii din astea de calitate. Și mai era o problemă, că multe persoane când auzeau fundații vinde produse și servicii, sigur e ceva în neregulă acolo. Deci cum să fundații non-profit să facă așa ceva? Pentru că nu era cunoscut și nici acum nu este cunoscut suficient de mult termenul de întreprindere socială. Deci, practic, aici sunt 3 pași. E, pe de o parte, serviciul social pe care îl acorzi omului care are o nevoie. Pe de altă parte,
Asta serviciu ocupațional. Da, astăzi. Da. Eu sunt de formație asistent social și întotdeauna mi-am dorit să fac ceva mai mult decât servicii sociale, pentru că servicii sociale, da, te ajută până la un anumit moment, dar nu trebuie să fii dependent de aceste servicii sociale, trebuie să fii o plasă de siguranță, da, pentru o perioadă de criză în care ești. Dar important e să găsești acel mijloc prin care să duci persoana în piața muncii, să devină această persoană independentă, să-i dai toate abilitățile și profesionale și de viață independentă, în așa fel încât să reziste și să nevoie de servicii sociale. Da, și să fii independentă. Și practic asta am creat, un pachet integrat de servicii sociale și de ocupare și de formare profesională, pentru că noi și calificăm în atelierele noastre. Pe principiu one-stop shop, în momentul în care vine cineva la noi, să poată beneficia de toate aceste servicii, nu trebuie să se plimbe prin oraș și inclusiv dacă nu putem angaja la noi sau persoana are capacități și poate merge direct pe piața muncii, am creat și servicii suplimentare de suport ca să-l ducem pe piața muncii și inclusiv acest serviciu de job coaching, în așa fel încât să-și mențină locul de muncă pe piața muncii. Pentru că marea provocare în ziua de astăzi nu este să-ți găsești loc de muncă, ci să-ți menții locul de muncă. Iar dacă tu ai mai multe eșecuri, te lași, nu mai vrei, pur și simplu să mai mergi pe piața muncii. Și spui că mai bine stau acasă, mai bine, nu știu, mă duc să-mi iau un ajutor de la primărie sau alte lucruri. Și atunci ai nevoie de servicii active pentru astfel de persoane în care să-i duci pe piața muncii, dar cu servicii suplimentare de suport și asistență. Și în felul ăsta ați educat cumva și cumpărătorii? Da, treptat am educat și cumpărătorii. Acum, noi am avut și o facilitate non-fiscală, pentru că în momentul în care ne-am înființat în 2008 departamentul acesta de activitate economică, ne-am uitat la legislație să vedem în ce bază legală putem face noi activitate economică. Și singura legislație care ne-a permis practic să creăm un cadru legislativ favorabil dezvoltării erau unitățile protejate. Și atunci ne-am autorizat ca unitate protejată. Numai că și cât a fost unitatea protejată și cât a fost legislația și practic a existat o singură facilitate pentru aceste unități protejate, faptul că acei angajatori care aveau peste 50 de salariați și nu aveau 4% angajată persoană cu dizabilități, puteau fie să angajeze, fie să plătească la stat, fie să cumpere produse și servicii făcute în unități protejate. Și atunci cumva a venit o nișă de piață firească și noi ne-am dedrus produsele noastre și serviciile noastre spre zona corporate, adică business to business. Și așa am trecut de la costume de carnaval la echipamente de lucru, ceea ce facem și în prezent, da? La tipografii, unde făceam câteva pliante afișe, putem face o gamă completă de materiale promoționale și inclusiv cu parte de grafică și tot pachetul integrat. De la servicii arhivare fizică, la servicii de arhivare electronică și depozitare, practic am crescut și noi odată cu piața. Numai că în 2017, guvernul a dat o ordonanță care s-a implementat mai puțin de 22 de zile, în plină lună de concediu, prin care a decis că nu, luăm noi toți banii la stat și aceste unități protejate, e treaba lor cum se descurcă. Și, din păcate, a dispărut un întreg sector și nu ne ajută faptul că suntem întreprindere socială de inserție sau unitate protejată dacă nu există această facilitate, pentru că oamenii nu cumpără povestea. Noi vindem poveste 3-4% din ce facem noi. Eu încă sunt mai optimist, așa, colegii mei care lucrează pe vânzări spun că mai puțin. Oamenii cumpără nevoia produsului, a serviciului, calitate, preț, promptitudine, alte aspecte. Deci, practic, funcționăm la fel într-o piață destul de competitivă și greu. S-a mai schimbat ceva. Asistenta social s-a transformat în manager? Antreprenor social. Antreprenor social, da, e o provocare frumoasă și pot să zic că îmi place foarte mult și cred că mă regăsesc foarte bine în zona aceasta de antreprenoriat social și e foarte frumos să găsești echilibrul ăla între zona socială și zona business.
Lecția pe care am învățat-o este că chiar dacă faci antreprenoriat social, tot aceleași instrumente de business trebuie să le folosești. Și nu vă spun câte cursuri de business mi-am, cărți de business mi-am luat, audiobook-uri să le ascult pe mașină, am fost la conferințe de business. Adică am încercat foarte mult și să înțeleg domeniul și încă încerc, nu pot să spun că dețin cunoștințe vaste, dar pe de altă parte, mergând în mediul acesta de business, am dus foarte mult și din zona socială și la conferință de business unde am povestit despre economie socială, despre aceste persoane, că putem transforma dizabilitatea în abilitate, că acești oameni până la urmă devin oameni independenți, oameni care nu pot fi manipulați, oameni care au o demnitate, care contribuie la viața comunității, își plătesc asigurările. Mie mi se pare excelent să dezvolt zona de economie socială. Dacă aș avea puterea, aș face, aș încuraja ca 50% din afacerile din România să fie de economie socială, pentru că sunt mult mai aplicate spre om și urmăresc și alte obiective, nu numai profitul, adică profitul acesta social, deci de mediu. Deci combinația asta între tânăra care a terminat asistență socială și care era preocupată de soarta celorlalți și abilitățile de manager, care trebuie să fie, bănuiesc, destul de așa dezvoltate, este, creează acest model. De ce nu v-ați mutat complet în zona de business? În fond și la urmă, ori putea deschide o firmă și câștiga... Dispărea rațiunea de a exista. Deci eu așa sunt construită ca om. Pentru mine nu contează neapărat profitul financiar. Eu mă simt bine dacă văd oameni fericiți în jurul meu, mă simt bine când oamenii aderă la o misiune. Noi avem oameni angajați aici, inclusiv ne-am angajat oameni și din zona aceasta de business, avem un departament de marketing, de dezvoltare, avem oameni de vânzări și oameni care au venit din zona de business. Și sunt oameni care au alt set de valori, oameni care caută altceva în viață. Sunt oameni care au lăsat corporațiile, programatori și care au venit să dezvolte aici cu noi produse. E foarte frumos să știi că ceea ce construiești zi de zi, practic, îți definește viitorul. Și nu numai pe al tău. Și nu numai pe al tău, da. Și uneori stau și mă întreb dacă eu și colegii mei am ajutat persoanele cu dizabilități și, într-adevăr, am jucat un rol în viața lor sau, de fapt, ei ne-au ajutat pe noi să devenim oamenii care suntem astăzi și să apreciem mai mult ceea ce avem, să apreciem pe cei din jurul nostru, să apreciem că avem copii sănătoși, să apreciem faptul că, uite, ai un loc de muncă, că ai o casă, că ai niște lucruri pe care mulți oameni nu le au, din păcate. E o problemă de a pune suflet în business-ul pe care îl faci și în același timp de a avea suficientă previziune ca business-ul să funcționeze și înțeleg că funcționează în sensul că face profit. Am făcut profit până în 2017. Din păcate, acea ordonanță ne-a afectat foarte tare pentru că ne-a luat pe nepregătite. Noi lucram la niște produse, inclusiv Wise Travel, un produs pentru consumatorul de rând, nu neapărat pentru companii. Și ne-am încăpățânat după acea ordonanță să păstrăm echipa, să păstrăm oamenii cu dizabilități. Avem în continuare 19 persoane cu dizabilități angajate, 6 din alte grupuri vulnerabile. Iar lucrul acesta este greu să susții financiar și atunci trebuie să încercăm să acoperim o parte din cheltuieli și atunci suntem așa pe linia de plutire, dar punem cărbuni, încercăm să mergem în piață și să aducem contracte din ce în ce mai mult și marea problema noastră este că noi concurăm într-o piață atipică. De exemplu, echipamente de protecție, noi ne batem cu China, cu importurile din China, care au prețuri mult mai mici. Ne batem cu munca la negru, pentru că sunt firme care fac tot felul de produse, servicii cu oameni plătiți, cum sunt plătiți, la negru, la gri. E foarte greu când ești corect și faci și vezi că prețul tău de producție de fapt este acesta și vezi că în piață produsul respectiv se vinde sub prețul tău de producție, te întrebi ceva e în neregulă acolo, pentru că tu faci același lucru, același în business, rețetele de calcul sunt aceleași, formula de calcul este aceeași. Și mai e un aspect, noi ca întreprindere socială avem costuri diferite, costuri mai mari decât un angajator clasic, pentru că noi avem și persoane de suport, asistenți sociali, psihologi, consilieri de orientare profesională. Toate lucrurile acestea se reflectă în preț.
De aceea, în Uniunea Europeană, întreprinderile sociale, în special cele de inserție, sunt susținute de către stat, pentru că statul vine și le acoperă o diferență de capacitate de muncă, pentru că de-aia noi angajăm persoane care angajatorii clasici nu le doresc sau nu le vor în companie pentru că nu pot să-și accesibilizeze spațiile sau nu au personal de suport. Noi nu avem niciun sprijin, noi plătim aceleași taxe și impozite ca orice companie, da? N-ai nicio facilitate, în piață te bați pe preț și atât, nimeni nu pune în clauze sociale, clauze de mediu, în caietele de achiziție, de sarcini, ca să zici că te poți diferenția într-un fel și este foarte greu să câștigi și atunci trebuie să muncești suplimentar, mult mai mult. Odată să conștientizezi faptul că banii clientului produc plus valoare, pentru că el la rândul lor ajută nu numai la crearea locurilor de muncă, dar noi din ceea ce susținem, din activitatea economică, noi susținem două centre de zi în care vin tineri cu dizabilități, copii, aproape 80 de copii și tineri care vin zilnic la centrele noastre. Și, dar toate lucrurile astea costă. Noi plătim aceleași facturi, da? Ca orice firmă. E straniu să vezi lipsa de înțelegere pe care are societatea față de această nevoie de a oferi un trai decent și cu demnitate unor oameni care au o situație mai puțin favorizată, în același timp plângându-se de faptul că sau considerându-i ca fiind dependenți și denumindu-i asistați sociali. Da, aici sunt niște mituri care, din păcate, sunt preluate așa pe neresuflate din presă, din ce vedem, eu știu, lucruri punctuale. Realitatea este alta. Da, sunt multe persoane asistate social, dar nici nu avem servicii de activare a acestor persoane. Deci nu există în comunitate servicii integrate care se ducă pe piața muncii. Ne este nou greu. Da, eu dacă mâine mă duc să-mi caut un job, cu siguranță am niște emoții când mă duc la jobul respectiv. Nu știu dacă fac față la sarcinile respective, nu știu dacă mă integrez bine în colectiv. Păi gândiți-vă o persoană care nu a lucrat niciodată, da? Care poate n-a finalizat nicio clasă și nu este vina ei că n-a finalizat. Este vina sistemului, da? Pentru că nu e accesibilizat drumul până la școală, dacă vorbim de persoane cu dizabilități, nu e accesibilizat școala, nu a avut profesori de sprijin, deci sunt N cauze care au dus la situația respectivă. Da? Și e ușor să punem etichete, că stă acasă, că nu vrea să muncească și uite că așteaptă numai să primească ajutoare. Pe de altă parte, există și o cultură pe care o promovăm. Dacă noi vedem exemple la televizor că, uite, asistat social, că primesc o groază de bani, păi noi plătim cele mai mici taxe de asistență socială, că prestațiile din România sunt cele mai mici din Uniunea Europeană, deci nu primesc o groază de bani. De fapt, sunt niște fărâmituri de care depind. Dar dacă ai avea servicii integrate, sociale și de ocupare și de educație și sociale, pentru că, în general, persoanele, eu vă spun din ceea ce vin la noi, deci o persoană vine cu un cumul de probleme, da? Medical, social, educațional, nu știu, locuire, drepturi, poate nici n-au acte de identitate sau sunt expirate. Păi tu trebuie să ai un pachet de servicii pentru aceste persoane. Ocuparea este ultima soluție, cum aș zice pentru ei, pentru că tu trebuie să rezolvi întâi partea socială, trebuie să vezi unde poți să-i dezvolți niște abilități și atunci te uiți aici să vezi ce știi măcar nativ să facă, da? Să îl duci la un curs de calificare, să-i oferi eventual un loc de muncă într-o întreprindere socială, unitate protejată, ca să vadă cum este, să-l conectezi la servicii medicale, poate trebuie să-și rezolve și o problemă medicală, și după care îi faci potrivirea cu locul de muncă și îl duci pe piața muncii și nu îl duci oricum, dar îl duci cu servicii de suport, servicii de job coach, în care lipsesc cu desăvârșire în România, da? Să reușești să-l menții acolo, să-l menții în perioada aia de probă, să te duci să vorbești cu angajatorul, să vorbești cu șeful de echipă, să vorbești cu coordonatorul lui când apar probleme. Dacă nu s-a trezit dimineața și nu s-a dus la job, te duci acasă, vezi ce s-a întâmplat. Am avut un caz, un tânăr pe care tot încercam să-l angajăm. Muncea 2-3 zile, după care nu se mai ducea la job. Și care era de fapt problema? Avea un tată, alcoolic, care îl alerga cu bărdița prin curte. Și copilul, tânărul de fapt, venea acasă după 1-2 noaptea, când
taică-s-o adormea. Și vă dați seama, ca să trezească la 6 dimineața să se ducă la job, s-a dus 2-3 zile, după care nu s-a mai dus. Angajator a zis, păi uite, nu vrea să muncească, nu... I-am dat job, i-am dat aia, i-am dat aia. Dar, de fapt, problema lui era alta. Era o problemă de locuire, pentru că el trebuia să locuiască acolo. Inclusiv discutăm cu angajatorii dacă pot să le plătească salariul mai repede, să le dea, nu știu, nu la lună, să le dea la săptămână. Pentru că apar probleme de genul, n-am tricou, n-am pantofi cu ce să mă încalț, să râd de mine, miros, trebuie să-mi fac un duș, trebuie să... Că sunt N probleme și N situații care pot duce la partea aceasta de neocupare. Ce se întâmplă când Angela merge acasă? Când merg acasă trebuie să-mi iau pălăria de soție, pălăria de mamă. Eu am un mare, mare noroc, am o familie foarte frumoasă și soțul meu m-a sprijinit întotdeauna și mi-a zis că eu știu, am capacitate și pot să fac multe lucruri și știi că îmi place foarte mult ceea ce fac. Și l-am mai adus aici voluntar și m-a mai ajutat câteodată să și a plăcut, da, și și-a dat seama cât e de mare responsabilitatea, pentru că așa din afară când te uiți zici că el vine din mediul business și atunci îmi spunea foarte clar așa, ce nu merge închizi, ce nu merge închizi. Și am zis să păi alea știu să le fac și eu. Eu vreau să mă ajut cum le fac să meargă atelierele, cum fac să fie totuși sustenabil aceste ateliere. Pentru că scopul e doar producția, sunt oamenii. Sigur, care sigur. Acolo. Și în momentul în care a venit și a cunoscut oamenii și a dat seama de fapt cât e de mare presiunea și a înțeles mult mai bine. De asta aș încuraja foarte multă lume să vină să facă voluntariat, să se implice în astfel de programe, pentru că altfel ar înțelege poate lucrurile. Poate că nu le-ar strica să vină celor din companiile din multinaționalele mari să vină din zona corporate să lucreze măcar 2-3 zile. Cu drag, îi așteptăm. Noi oricum îi invităm și mulți dintre clienții noștri noi invităm să vină la noi la sediu, tocmai ca să înțeleagă ce facem și mizăm pe empatia aceasta de a înțelege că facem niște produse și servicii cu suflet, dincolo de aspectul lor comercial și de preț, au o valoare adăugată puternică. Și cam asta se întâmplă acasă. E foarte important că mă sprijină soțul, mă sprijină familia lărgită. Am un copil minunat și eu sper așa să... Da, 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 vara cel puțin, plus au venit cu școala, i-am școala altfel și e cel mai fericit când îi spun că vine la mami la servici, îi place foarte mult și cred că are așa o aplecare foarte pe zona asta umană și mă bucur foarte mult lucrul acesta, e foarte atent și cu ceilalți copii din clasă. Și poate simplu contact, faptul că vine pe aici și că vede cum se întâmplă lucrurile, îi schimbă puțin perspectiva? Cu siguranță, cu siguranță. Și de asta încurajez să se facă voluntariat de la vârste cât mai mici și să... Aveți, nu știu, oameni. Avem o echipă de voluntari, în jur de 20 de voluntari care vin și lucrează punctual, în special în Clubul Tinerilor, unde funcționează cele două centre de zi. Sunt, în general, oameni tineri, oameni frumoși care, uite, aleg să-și dăruiască din timpul lor și plus că și noi în fundație, chiar dacă suntem angajați, muncim foarte mult voluntari. Adică suntem și noi niște voluntari, pentru că de obicei nu stăm doar 8 ore la birou, din păcate, volumul de muncă e foarte mare și pentru că și efortul este mare, că trebuie să găsești echilibrul ăsta, ai pe de o parte niște servicii sociale, care îți produc niște costuri, noi nu avem niciun leu buget, nici la stat, nici la primăria locală, nici prin, nu știu, deci noi ne autofinanțăm integral din ceea ce derulăm ca și activitate economică și din ceea ce mai accesăm proiecte europene. Și astea sunt sursele noastre de finanțare, dar preponderăm veniturile noastre, peste 80% sunt din activitate economică. Și uite așa, am ales să susținem din banii aceștia și locurile de muncă pentru persoane cu dizabilități și serviciile sociale și ce mai facem noi, campanii educaționale, cursuri, training-uri și alte servicii. Și advocacy și lobby. Asta am vrut să spun că pentru discuția de mai devreme am vorbit despre legislație.
Și despre o muncă care nu are legătură nici cu business-ul, nici cu activitatea socială, ci care are legătură cu legislația care, de fapt, încurcă. Așa este. De fapt, știți care e problema în România? Noi legislația avem destul de bună. Problema este cum se aplică legislația. Asta este o mare, mare problemă a României și pornește cu faptul că noi în legislație avem foarte des cuvântul poate, poate. Deci noi totul se rezumă la poate și de obicei ești la mâna cuiva dacă poate sau nu. Și tu ce faci pentru asta? Păi asta încerc să îmbunătățesc niște lucruri în legislație, de asta am și încercat să pun, practic ceea ce facem noi este de a pune experiență proprie într-o experiență de sistem și a multiplica efectele, pentru că nimănui nu folosește să fii lup singur în pădure, da? Pentru că n-ai nicio forță. Nu poți crea un curent, niște sinergii în domeniu. Și atunci încercăm să ne ducem la mecanismele acestea care țin de politică publică, de strategii, de legislație, de transpunere documentei europene și cum le transpunem în România. Și noi suntem unul din promotorii legei economiei sociale în România. Am militat foarte mult pentru această lege. A fost gândit într-un alt mod, ce a ieșit în final nu ne satisface, pentru că practic a fost golită de facilități fiscale și non-fiscale și e ca și cum există sau nu există și avem și dovada faptului că în registrul unic al întreprinderilor sociale din inserție avem doar 8 întreprinderi sociale din inserție în România. Deci e clar că nu stimulează să înființarea. Ne-am dus un pic și peste Prut, eu fiind născută în Republica Moldova. Întotdeauna mi-am dorit să dau ceva înapoi și să sprijin și acolo și am sprijinit apariția legii antreprenoriatului social. I-am sprijinit să fac un regulament de funcționare a Comisiei Naționale de Antreprenoriat Social și practic să acrediteze deja întreprinderile sociale și acum urmează să-i ajutăm să facă o politică publică și chiar o schemă de finanțare pentru startup-uri din bugetul național și se pare că acolo lucrurile se mișcă cu o viteză mult mai mare decât în România. Deși și noi avem o legislație, să avem o Comisie Națională de Economie Socială, că noi în România am mers pe economie socială, acolo pe termenul, conceptul de antreprenoriat social, ea nu s-a înființat nici până în ziua de astăzi, deși legea a fost aprobată în 2015. Dar așteptăm vremuri mai bune în care să construim. Suntem în faza în care avem foarte multă informație, avem informație documentată, avem soluții, dar așteptăm momentul potrivit pentru că e ca la în agricultură, da? Plantezi niște semințe, dar ele ca să crească trebuie să fie pe un teren fertil și oamenii să aibă urechi și ochi să vadă, să te asculte, da? Și să înțeleagă ceea ce facem și aportul pe care îl poate avea acest sector până la urmă. Unde e mai acasă? Aici sau în Republica Moldova? Unde e acasă? Peste tot. Pentru mine Moldova, România e aceeași țară, nu există diferență pentru mine. E doar așa o vamă prin care trebuie să te mai oprești din când în când. Mi sunt foarte dragi oamenii și aici și acolo. Am mai mulți ani locuit în România decât în Moldova, pentru că am venit la 17 ani la facultate aici. Dar mi-a plăcut foarte mult și după prima vacanță de iarnă am și spus mamei mele, nu mă mai întorc înapoi, eu rămân în România că îmi place foarte mult. Și mama mea, nedumerită așa, zice, nu te duci la sora ta la Chișinău? Zic, nu, acolo rămân. Și aici am rămas. Apropo de, ai grijă ce-ți dorești, ce proiectezi pentru viitor. Eu cred foarte mult în lucrurile acestea. Ca om trebuie să ai viziune. Dacă ai viziune și ai planuri și ai perspectiva asta să vezi în viitor, ai șanse foarte mari să reușești. Te-ai imaginat la 25 de ani că să ajungi până aici? Nu chiar așa. Nu, nu, nu. Ai nu. Avut un plan... Mi-am dorit să am libertatea să fac lucrurile așa cum le gândesc eu, pentru că imediat când am terminat facultatea, eu m-am angajat în sistemul public de asistență socială. Am lucrat la Vaslui, după care la Iași, dar am stat așa 6 luni la Vaslui, 6 luni la Iași și am zis nu-i de mine sistemul public, pentru că simțeam că mă sufoc, aveam foarte multe idei, vreau să fac lucrurile altfel și eram atipică pentru sector și...
Atunci am zis, gata, plec în privat. Și toată lumea, cum pleci? Dai vrabia de mână, picioare de pe gard. Că atunci era foarte greu să intri în sistemul public și de-abia să înființează direcțiile pentru protecția copilului. Deși cu oamenii m-am înțeles foarte bine la nivel de echipă, dar erau multe decizii care se luau altfel decât mi-aș fi dorit eu. Și așa am venit în zona privată și, apropo de terenul fertil, dacă ai un teren fertil, construiești și poți. Și aici am niște oameni minunați în echipă, deci sunt niște oameni dedicați și meritul nu este doar al meu. Meritul este a oamenilor care au avut încredere, care m-au urmat, care au rămas aici și la bine și la greu, pentru că să nu credeți că totul e așa numai creștere. Sunt perioade și perioade. Noi depinde foarte mult și de proiecte europene și știți cum vin, cum pleacă, cum se finalizează. Birocrația este foarte mare. A fost un moment în care ai vrut să îți iei bagajele și să pleci? În ultimul timp cam simt mai des momentele acestea. Dar stau și mă gândesc că trebuie să fie oameni care construiesc aici. Mai glumim noi așa cu colegii că văzusem într-o zi în Grecia o insulă de vânzare și zic, gata, o cumpărăm, mergem, ne mutăm, luăm tot ADV-ul și îl mutăm acolo. Din păcate nu se poate, pentru că mi-este drag să văd oamenii din jurul meu, îmi place atmosfera foarte mult de aici, din ADV, îmi place familia mea și prietenii care ne înconjoară și nu e ușor să faci o astfel de schimbare, dar întotdeauna spun că dacă ceea ce făceam în România, dacă aș fi făcut același lucru în state sau în altă țară dezvoltată, eram cu mult, mult mai departe și cu siguranță aveam mult mai multe satisfacții. Ai vreun vis pe care ai vrea să-l faci dacă îți lipsesc banii sau timpul sau ceva ce ai tot visat din tinerețe? Oh, multe, dar tot legate de zona de serviciu, de economie socială. Chiar deseori vorbesc cu colegii și cu familia când văd așa milioane de euro care pleacă. Zic, ce aș fi făcut eu cu banii aia dacă îi aveam la fundație? Visul nostru este să construim și locuințe, să avem locuințe sociale. Altfel de locuințe sociale decât sunt alea în care ți se cere doctorat, da? Ca să obții. Deci locuințe sociale pentru oameni și practic să închizi cercul acesta, să ai servicii sociale, educaționale, de ocupare și de locuire. Medicale oricum există în comunitate. Am mai avut un vis de a construi o fabrică și în care să facem produse adaptate pentru persoanele cu dizabilități, cu probleme locomotorii, dar și persoane bârsnice sau persoane care au probleme de mobilitate, deci practic să facem niște haine. Încă n-am abandonat total proiectul. Noi deja avansasem, am cumpărat terenul, am făcut studiu de fezabilitate pentru fabrică. Și când a venit acea ordonanță care ne-a afectat, practic am stopat toată investiția, găsisem și sursa de finanțare și în momentul de față încă oscilăm dacă continuăm sau nu. Am făcut noi niște produse și acum le testăm cumva pe piață să vedem care este reacția pieței și să vedem dacă mergem mai departe în această direcție. Asta ar fi iarăși un lucru. Și am realizat Wise Travel. Este un alt produs al tot o întreprindere socială și în care am zis să sprijinim și alte organizații din România și nu numai. Ce din lume. Ce face Wise Travel? Păi Wise Travel este o agenție de turism. Wise Travel, platforma, practic am migrat în zona online, este o agenție, o platformă de rezervări, gen Booking, Expedia sau alte platforme online, dar cu mai mult bine în ea, pentru că are două componente foarte puternic sociale, una în care cumpărătorii, clienții pot alege din platforma noastră un ONG pe care să-l susțină și noi donăm jumătate din comisiunea agenției către acest ONG. Și practic le dăm sub formă de granturi acești bani. Și a doua componentă este faptul că am integrat aproximativ 1500 de ONG-uri și întreprinderi sociale din lume în această platformă, iar dacă mergi la Paris sau la, nu știu, Barcelona, îți apar sugestii să mănânci la un restaurant social, să cumperi un produs făcut la o întreprindere socială sau un meșter popular local. Să-ți facă turul orașului un voluntar de la o organizație, da, care știe foarte bine o limbă străină, istorie și atunci poate să ajute organizația făcând niște bani pentru acea organizație și arătând turul orașului, făcând turul orașului.
Sau pur și simplu să faci voluntariat, da? Să te duci la un adăpost de căței sau la un azil de bătrâni sau la un centru de zi. Și încercăm să promovăm lucrul acesta. În platformă avem 180.000 de hoteluri în întreaga lume, integrate, peste 22 de mașini care pot fi închiriate, peste 16.000 de activități. Poți să-ți iei bilet la Louvre, la, nu știu, excursie pe Sena, să... Înțeleg că nu e o platformă strict românească în nivelul voastră, e Nu. E o o... platformă cu care țintim piața internațională Adică e și... dezvoltată de voi, platforma? Da, este dezvoltat integral de către noi. Avem un departament de marketing și dezvoltare. Avem trei programatori, așa cum spuneam, oameni care au venit din zona business, au lăsat business-ul și multinaționalele și au venit la noi să dezvolte acest lucru. Avem un grafician, mai avem încă un colaborator, deci sunt cinci oameni care lucrează numai pentru dezvoltarea platformei și mai avem patru oameni care sunt specializați pe travel și contabilul, deci sunt o echipă de 10 oameni care lucrează numai pentru produsul acesta. Sună Și excepțional avem bine. clienți din state, din Indonezia, din Republica Moldova, România, preponderent România, dar sunt și din alte țări, încep ușor, ușor să vină. E o provocare foarte mare pentru că trebuie să promovezi foarte mult. Noi nu avem bugetele de la Booking de promovare. Dar sperăm ca oamenii să cumpere responsabil, pentru că ceea ce oferim noi are mult mai mult bine și practic banii produc plus valoare. Și chiar discutam cu o organizație de mediu care a intrat în platforma noastră pentru acest program de donații și îi spuneam că i-am întrebat de unde își fac achizițiile pe travel și au zis că e Booking, așa. Și zic, bun, dar ți-ai pus vreodată problema că poate acționariatul la Booking este format din oameni care au alte business-uri, inclusiv de a tăia copaci din păduri și asta, fabrici de mobilă sau alte lucruri. Și tu, practic, prin banii tăi asta faci, susții astfel de lucruri. Și a rămas așa pe gândul și a zis că da, ai dreptate. Păi zic, uite, asta înseamnă să cumperi responsabil și să te uiți nu numai că ți-ai cumpărat ce ai nevoie, dar să te uiți ce se întâmplă cu banii tăi după ce ai făcut achiziția, da? Cum multiplici binele cu banii tăi. Și asta încercăm noi, practic să ducem ideea asta spre consum responsabil și oamenii să facă diferența. Avem tot ce are vechea agenție de turism a fiecărui dintre noi, dar cu mult mai mult bine. Și vrei să susții sau nu? Nu te costă un plus. Prețurile sunt competitive, chiar avem prețuri mult mai bune decât multe platforme de acestea online, pentru că ei fac foarte mult marketing și atunci bagă în preț. Costă Da. marketingul. Da. Da, sună foarte interesant. Tu ce faci ca să te reîncarci? La un moment dat trebuie să se termine și Călătoresc. călătorești? Unde? Îmi plac foarte mult ieșirile și încerc să plec oriunde, 2 zile, 3 zile, în weekend, în vacanță. Merg foarte des. Am mers și în Europa, am mers și în Asia. Da, am fost și cu serviciu, am fost și în state și în Canada. Am călătorit destul de mult. Dar încerc în ultimul timp să călătoresc cu familia, mai puțin în interes de serviciu și să petrec timp de calitate cu familia mea. Așa, lucrul acesta mă încarcă. Chiar dacă plec cu telefon, cu laptop după mine, mai lucrez în avion, mai lucrez așa printre picături, dar reușesc să mă încarc și asta îmi dă foarte, foarte multă energie. Cum este să lucrezi ca femeie în zona de business și în zona de antreprenoriat social? Poate că da, dar... Nu e ușor, nu e ușor să fii... Eu n-am avut așa în general probleme pentru faptul că sunt femeie și că sunt în zona aceasta de business, dar am avut un rețineri față de ceilalți când auzeau de antreprenoriat social. Chiar mi-aduc aminte la o conferință de business, eram la un masă, așa, un workshop, erau numai bărbați la masă, eram singura femeie și toți trebuiau să prezinte ce fac, erau niște întrebări puse de moderator. Și eu, bineînțeles, m-am dus cu povestea mea, cu antreprenoriatul social și am povestit eu acolo vreo 5 minute, foarte încântată de ce fac. Și la un moment dat, unul dintre domnii de la masă îmi zice,
Lăsați, doamnă, că nu există antreprenoria socială. Nu, în business trebuie să faci bani, profit și atât. Restul nu mai contează. Profit cu orice preț. Uite, eu am vândut fabrica, avea o fabrică, a fost o fabrică de dulciuri pe care o vânduse tocmai și își făcuse un market, un supermarket. Și era foarte mândru că, uite, eu inclusiv vin la mine acolo producătorii ăsta, păi îi țin 90 de zile cu bani, eu rulez banii lor. Era foarte încântat de faptul că reușește el să construiască business-ul cumva pe principii mai puțin etice din punctul meu de vedere, da. Și că nu există antreprenoria socială. Ori faci business, ori faci social, deci nu cele două. Și i-am zis, zic, bun, e părerea dumneavoastră, dar eu sunt dovada vie că există. Adică fac lucrul acesta, am angajat, plătesc taxe și impozite, am o cifră de afaceri. Zic, bun, dar să presupunem că mâine aveți un accident. Da? Și rămâneți în scaun cu rotile, da? Și nu mai puteți face nimic. Și poate nici mental nu mai sunteți ok. Ce faceți? V-ați gândit cum ar decurge lucrurile? Și a rămas așa, un pic s-a blocat. E clar că nu-și pusese problema. Ce? Zice, da, ei, lăsați, nu mă luați cu din asta, că nu știu ce. Și mi-a plăcut după aia atitudinea celorlalți, că au fost câteva persoane care au zis, nu, că e foarte bine, trebuie să ai echilibru, trebuie să faci și business-uri sociale. Și că știm și noi că există și uite în alte țări se dezvoltă, dar e trist așa să vezi că toată lumea dă exemple din alte țări și nu din România, pentru că nu avem o piață dezvoltată, nu avem o piață matură pe lucrul ăsta. Pentru că cred că sunt foarte puține întreprinderi sociale și foarte multe, foarte puține care merg pe partea asta de antreprenoriat social. Da, pentru că nu te susține legislația. Noi suntem cumva împotriva curentului. Chiar săptămâna trecută am fost la o conferință europeană unde au venit toate întreprinderile sociale din Uniunea Europeană, toate rețelele de întreprinderi sociale și toată lumea povestea din țara din care venea exact cum funcționează lucrurile și noi când am spus că nu avem absolut nimic, nicio facilitate, toată lumea a întrebat, dar cum rezistați sau de ce faceți lucrul acesta? Și e greu să explice. Cineva spunea că zice, ok, faceți. Că vreți să faceți, dar până se termină banii, că dacă nu ai bani, nu mai poți face. Și de asta statul trebuie să intervină urgent. Și noi am pregătit mai multe documente de politică publică tocmai pentru a propune niște îmbunătățiri. Și există niște directive europene. Tendința este, Comisia Europeană pune din ce în ce mai mare accent pe economie socială. Dar noi ne trezim mai greu așa. Și adormiți. Da, și sper, tot timpul sper așa că în momentul în care voi ieși la pensie să văd totuși că se întâmplă niște lucruri, pentru că așa am senzația uneori că mă întorc în timp, mă întorc efectiv în timp și o iau de la capăt și de la capăt și nu e sănătos, e contraproductiv. În loc să gândești vizionar, să poți planifica strategic, noi nu știm ce facem mâine sau îți mai vine o ordonanță peste noapte sau îți mai vine nu știu ce reglementare legislativă care n-a fost consultată cu nimeni. Spune-mi un moment extraordinar, un moment în care chiar te-ai bucurat din tot sufletul. Un om, un moment, o întâlnire. Sunt momente când îți trimite un SMS, un coleg, o persoană cu dizabilitate și îți spune că ADV-ul este familia lui. Este un moment în care te bucuri. Când un coleg care a plecat, de exemplu, în Târgu Mureș, pentru că noi am fost nevoiți după ordonanță să închidem două centre la Constanța și Târgu Mureș, îmi trimite un mesaj și îmi spune că s-a angajat în altă parte, că a reușit, că s-a întors din concediu de maternitate și zice, acum apreciez locul de muncă la ADV și cât de frumos și cât de mult se investește în oameni și se apreciază oamenii. Sunt momente în care te încarcă și oamenii frumoși pe care îi întâlnim zi de zi. Deci chiar întâlnim foarte mulți oameni frumoși și e atât de plăcut să vezi că rezonezi cu ei și practic te regăsești în aceleași valori și îți dai seama că totuși nu-i totul pierdut. Adică sunt oameni care au viziuni, oameni care știu să facă lucruri foarte frumoase și pe mine personal mă încarcă, pentru că deseori mă întreb dacă nu cumva care e oaza de normalitate aici, ce am construit noi la ADV sau ce se întâmplă în exterior.
E ceea ce am construit aici momentan, da, ceea ce am construit aici. Dar constat că și alți oameni au oaza lor de normalitate. Și eu cred că e în momentul să punem lucrurile astea cap la cap și să construim o altfel de comunitate, măcar pentru copiii noștri și să lăsăm egoismul într-o parte așa. Noi suntem... să există și să devină o formă de normalitate ceea ce faceți voi aici? Da, da, și se multiplice lucrul ăsta. Noi de asta am pus și baze la foarte multe federații. Suntem membru fondator la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale, Coaliția ONG pentru Fonduri Structurale, Rețeaua Română a Întreprinderilor Sociale de Inserție. Deci ne-am implicat Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Asistență Internațională. Ne-am implicat foarte mult tocmai ca să coalizăm sectorul, să punem la un loc și această energie, această, nu știu, doză de experiență, de creativitate, de entuziasm și nebunie, sigur că da. Păi să-ți dedici timp să faci niște lucruri așa pro bono, să lucrezi documente întregi de politică publică, de legislație, de să te duci la întâlniri, să încerci să convingi parlamentari, să... Noi am adus foarte mulți oameni aici, și din zona politică, și din zona de business, să le arătăm ce facem, tocmai ca să înțeleagă conceptul. Păi totul înseamnă timp, înseamnă niște resurse alocate, înseamnă să stai după aia peste program, să-ți faci timpul, să-ți faci sarcinile pentru care le aveai de făcut în ziua respectivă. Nu e simplu, și dar trebuie să fii construit într-un anumit fel și oamenii din ONG-uri sunt oameni frumoși, oameni care... Și tu rămâi totuși să te consideri și să simți că faci parte din zona de ONG, din zona așa de societate civilă. Așa este, da. Chiar dacă fac antreprenoriat social, tot zona de ONG. Și am promovat foarte mult ONG-urile și promovez în continuare și spun, ONG-urile sunt investitori în comunitate. Pentru că ele aduc bani în comunitate, mobilizează comunități, da, ca să rezolve o problemă socială, plătesc aceleași taxe și impozite, da, creează locuri de muncă. Diferența între ele și o companie străină este faptul că, oricât de greu le-ar fi, rămân în comunitate, nu pun fabrica pe vapor și pleacă în altă țară. Și atunci trebuie să te gândești cum sprijini acest sector, da? Care îți rezolve și niște probleme sociale, comunitare, de mediu, de educație civică, da? Și cum faci să dezvolți acest sector, da? Care îți produce și profit social și profit economic. ONG-urile, în general, sunt antreprenori sociali. Chiar dacă nu vând produse și servicii business, ele vând soluții la probleme. Cineva plătește acele soluții pentru problemele pe care le-au identificat în comunitate. Fie că sunt donatori, fie că vorbim de Comisia Europeană, fie că vorbim de persoane fizice care aleg să direcționeze impozitul lor. Și atunci, de ce n-ai susține? De ce n-ai investi într-o zonă în care îți aduce și profit economic și profit social? Eu aș face lucrul acesta. Da. Ce te vezi făcând peste 5 ani? Păi, visul meu este să văd ADV-ul să-și mențină poziția de pionier și lider în economie socială. Noi, în momentul de față, suntem una din cele mai mari întreprinderi sociale din România. Sperăm să reușim să ajungem la rândul nostru să finanțăm, să dezvoltăm alte întreprinderi sociale. Avem niște proiecte depuse în sensul acesta și în România, dar direct și la Comisia Europeană. Inclusiv vizăm să ne extindem în Moldova și Ucraina. Deci vrem să ducem toată această expertiză în această zonă. Și mă văd împărtășind din experiența noastră, adică să trecem practic la o altă etapă în care practic să multiplicăm și mai mult rezultatele și ce am făcut noi în acest domeniu. Și să punem această expertiză, așa cum spuneam, într-o expertiză de sistem, care să meargă de la sine și să creeze un cadru favorabil. Și tare mult îmi doresc să nu se pervertească acest sector de economie socială, adică să nu facem business-uri clasice cu pălării de economie socială. Pentru că aici trebuie de la omul angajat până la produsul pe care îl faci să aibă o componentă de inovație socială puternică. Îți mulțumesc tare mult, Angela, și mi-a făcut o mare plăcere să stau de vorbă cu tine. Mulțumesc, la fel, și eu îți mulțumesc foarte mult pentru timpul alocat. Și cred că o să mai stăm de vorbă pentru că am aflat o mulțime de lucruri noi.
Cu mare drag. Cu mare drag oricând vă povestim. Vă lăsăm în stare de bine. Până la interviul următor. Thank you.